Ajunși în Singapore, pe insula Sentosa, cei doi lideri și-au împărțit zâmbete la prima strângere de mâini, ca apoi să se afișeze serioși pentru presă. Președintele american Donald Trump s-a arătat optimist înaintea summitului unic, care marchează prima întâlnire din istorie dintre un lider nord-corean și unul american. Tremendous success. It'll be tremendously successful. And it's my honor and we will have a terrific relationship, I have no doubt. La rândul său, Kim Jong-un a evidențiat importanța întrunirii de astăzi, care a avut loc în ciuda mai multor obstacole. Într-o discuție informală cu președintele american, acesta a comparat întâlnirea istorică de astăzi cu o scenă dintr-un film de ficțiune. După primele declarații pentru presă, cei doi s-au retras pentru o rundă de discuții private, însoțiți doar de traducători. Schimbul de vorbe a durat 40 de minute, experții comentând că timpul ar fi prea scurt pentru a se ajunge la rezultate substanțiale. Summitul totuși a culminat cu semnarea unui document prin care Coreea de Nord se angajează să renunțe complet la capabilitățile sale nucleare, fără însă vreo mențiune despre cum va fi realizată această denuclearizare. Donald Trump a declarat doar că negocierile vor începe cât de curând. Very, very quickly. Absolutely. Deși Statele Unite își doresc o denuclearizare irreversibilă și totală, nu se știe deocamdată ce interpretare oferă Coreea de Nord acestui acord, care își bazează influența mondială pe arsenalul nuclear pe care îl deține. A lot of progress, really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good. Summitul istoric are loc în contextul în care, anterior, cei doi lideri s-au amenințat reciproc, iar Coreea de Nord a realizat mai multe teste nucleare, în ciuda protestelor din partea comunității internaționale. La final, strângerea de mâini dintre cei doi lideri a fost mai încordată, Donald Trump trăgându-l vizibil spre sine pe liderul de la Phenian. Pe plan internațional, Kim Jong-un este acuzat de încălcarea drepturilor omului și instaurarea unui regim totalitar în Coreea de Nord, iar întâlnirea cu liderul american este comentată de experți ca o metodă de a-și întări credibilitatea și popularitatea.